Invitatul meu din această seară este Sorin Alexandrescu, un om care nu are nevoie de nicio prezentare suplimentară. Sorin, îți mulțumesc că ai venit în emisiunea Idei în Libertate. Bine te-am găsit. Ce să spun, că ultimele trei cărți care s-au apărut, în 98, 99 și 2000, la Editura Univers, din păcate astăzi defunctă, sunt Privind înapoi modernitatea, Paradoxul român și Identitate în ruptură. Da. În momentul de față ești profesor pensionat emeritus, cum se spune, la Universitatea din Amsterdam, da. Profesor asociat la Universitatea din București, Facultatea de Litere, da. Și conduci un centru de excelență în studiul imaginii la Universitatea din București. Da, așa este. Cam asta e fișa de editură. O activitate la care ții foarte mult. Ne poți vorbi puțin despre centrul de excelență în studiul imaginii? E un centru unde întrebări interdisciplinar, deci sunt istorici, filozofi, oameni de artă, oameni care fac teorie literară și încercăm să analizăm imaginea din toate aceste puncte de vedere. Deci un fel de focalizare multiplă. Înțelegăm prin imagine și imaginea vizuală, desigur, dar și imaginea publică, respectiv imaginea unei instituții, a unui partid, etc. Pentru cititorul în general cultivat, cum se întâmplă să fiu, lucrările tale sunt limpede făcute la confluența mai multor curente disciplinare. Ori asta le dă un tip de perspectivă asupra lumii care lipsește, aș spune, studiilor strict istorice. Ai scris Paradoxul român. Este o carte care nu că explică, situează dilemele, problemele, nemulțumirile oricărui român în cultură și în politică, într-o perspectivă care nu poate fi găsită în cartea istoricului de strict observanță sau în cartea celui care face în mod strict, din punctul de vedere a științei politice, istoria ideilor politice. Da, exact. Da. Este un mod care adresează cumva binele comun, dacă există așa ceva. Da, Sorin Alexandrescu, se întâmplă să fii nepotul lui Mircea Eliade, nepot de soră. Da. Ești fiul Corinei Eliade, sora lui Mircea Eliade. Te-a apăsat această filiație? Te-a ajutat? Da. Bună întrebare. În copilărie m-a apăsat. Pentru că marea problemă era la dosarul de cadre. Nu spun. Dar și în ce anume mod să nu spun. Pentru că sigur că anumite lucruri au transmis, se știau. Deci declaram sub nume de Eliade, alte rude care aveau acest nume, dacă erau poate, să zicem, neimportante pentru securitate, din fericire pentru ei, zicând că m-am încurcat, nu știu ce, dacă l-am la întrebări. Sfârșit, după aceea când am plecat în străinătate, desigur, problema asta a încetat, dar a rămas oarecum ideea și mai ales expectanțele familiei, că în această calitate trebuie să fac și ceva în lume, nu pot să fiu chiar ceva foarte banal. Standardul era foarte sus. Și în al treilea rând am avut oarecare dificultăți a mă face înțeles chiar de Mircea, pentru că el nu percepea de ce pe mine mă interesează istoria religiilor. De fapt, nici acum nu știu de ce nu m-a interesat. Doamne, pentru că mă interesa altceva. Eram în acei ani, deci când am ajuns în Olanda și am cunoscut mai de aproape, absolut obsedat de semiotică și mai ales de logică, închipuiți, am avut și perioada mea de logică, teoria mulțimilor și asemenea lucruri. Orice semiotică care se respectă. Da, adică se înseamnă. Și sigur că nu poți să citești, știu eu, Quine și Russell și în același timp mituri asiriene, adică nu se lipește deloc până în față. L-a sperat că o să vin spre domeniul lui, nu am venit și, din păcate, deci astea erau două subiecte ocolite cu grijă în orice discuție. Nici semiotică, nici istoria religiilor, ci altceva. Diferențe erau multe alte subiecte care puteau fi discutate. În exerciții de admirație, Cioran spunea despre Eliade că un om care este omul tuturor religiilor nu poate fi omul unei religii, ca atare nu este religios. Nu e credincios. Da, nu e credincios. Cum era Eliade? Da, el nu vorbea de sentimentele personale în acest domeniu, adică... Nici în privat în domeniu? Nu. Adică vorbea, ca să zic așa, din punct de vedere intelectual general.
dar nu ca un credincios, adică nu vorbea în calitate de ortodox sau în calitate de creștin despre alte religii, ci vorbea dintr-un punct de vedere, adică vorbea exact cum scrie. Nu, în privat nu era altfel decât în public, era la fel. Nu. Dar nu, și nici nu vorbea foarte mult, adică nu, nu încerca nici, bineînțeles, să facă prozelit, nici vorbă, dar nu, niciodată nu se impunea în discuție. Asta a fost unul pe care l-am admirat și poate că încerca să-l învăț de la el. Un om de cultura lui extraordinară, totdeauna asculta. Nu începea să țină discuție, nu vrea să tălcească, nu vrea să se impună în discuție. Asculta și orice subiect cel mai banal pe care îl spunea oricine, era un subiect binevenit. Era totdeauna o discuție cu mai multă lume, deci nu patru ori. Sigur, patru ori, sigur că am vorbit cu el, dar mai mult chestiuni de familie. Nu. Dar chestiuni generale discutau un pic și nu, la masă, la asta, nu se impunea niciun fel. Adică era de o blândețe, ca zic așa, în conversația generală, că n-am ajuns niciodată. Așa fusese și în tinerețe? Atunci nu l-am cunoscut. Da, portretul lui, din eseurile de tinerețe, e mai degrabă unei personalități vulcanice, cu o impetuozitate oarecum repezită, un om care face imediat conexiuni surprinzătoare, brilliante chiar. Corect. Cred că s-a schimbat foarte mult. Sigur, se poate vorbi și de schimbări aduse de vârstă, dar cred că sunt mai multe cauze. În România era acasă și era implicat tot ce se întâmplă. La Chicago era un om de știință, atât. Sigur că interesat se întâmplă în campus, la un stat de mică, dar nu ca în România. Acolo era un om care lucra profesional. Adică cum este, dacă vrei, trecerea de la un om de cultură la un savant, care are tot o altă atitudine în viață. Sigur că era savant și în România, dar adică avea mai multe fațete și energia din tinerețele îl făcea probabil să le întreține pe toate în aceeași măsură. După aceea s-a constatat părții strict științifice. Cred că asta e explicația. Adică nu e numai o chestiune de vârstă, e și o schimbare de personalitate. Când s-a schimbat Mircea Eliade, Sorin Alexandrescu? Pe cât pot să reconstitui acum, cred că s-a schimbat în Portugalia. Și de ce spun asta? Pentru că o să apară o ediție, cred eu, completă a scrierii lui, adică a tot ce a scris în Portugalia, independent de locul și momentul în care au fost publicate. Și mai ales în jurnalul portughez, dar și în celelalte lucrări de acolo. Care până acum n-a mai apărut? Nu a apărut decât în spaniolă, în mod ciudat, pentru că traducătorul a primit, într-un mod oarecum confuz pentru mine, drept de a publica în limba spaniolă a jurnalului de la Cristina Eliade, în ultimul ei an sau ultimii doi ani de viață. În momentul de față, tu ești deținătorul dreptului lui Mircea Eliade. Da, în străinătate și în România. Da, pe toate țările, prin urmă David Brent din Chicago. Noi suntem legatarii testamentari. Ori în aceste scrieri se vede în mod aproape tragic cum moare un anumit Eliade și se naște în alt Eliade. Adică e o schimbare de personalitate absolut uluitoare. Acest jurnal este singura parte din jurnal care nu a fost niciodată revăzută de Eliade. Deci niciun fel de, să zicem, autocenzură sau, mă rog, tăieturi sau schimbări. Deci este exact cum l-a scris atunci, în fiecare zi. Portugalia este locul în care a trecut de la românitate la altceva. Da. Și această luptă cu românitatea din el este teribil, adică este un moment extrem de tragic. Aș vrea să dau un citat, te rog, din o semnare din 10 august 1943. Dacă pierim, exclamă el cu fervoare și pune semnul de exclamare, semnul de întrebare, strigătul acesta îl aud mereu în mine. M-am suspectat o vreme că frica mea de dezastrul neamului meu e o formă a egotismului. Dar nu cred că e aceasta. În America, după 3-4 ani, aș dobândi o glorie, un public și o avere considerabilă dacă aș avea inima destul de împietrită ca să renunț la românism pentru o altă cultură. Dar nu pot. Fără neamul meu, nimic nu mă mai interesează în istorie. Deci, două lucruri. Unul este cât de implicat, cât de dramatic implicat era în soarta țării lui, fiind la Lisabona. Da. Avea sentimentul că se va intra într-o catastrofă, ceea ce s-a întâmplat, și că totul va conduce la, în extremis, la dispariția neamului lui.